Pentru că, iarăși cum s-a spus în dezbatere, nu putem aștepta numai de la justiție să ne facă încetate curățenie. Curățenie trebuie să facem fiecare dintre noi și eu am încrederea că odată cu această strategie, repet, punem pe masă un instrument, setăm un standard de la care eu sper să fie foarte greu de coborât.